Un făgărășan a găsit o metodă mai ușoară să facă rost de băutură fără să o plătească. S-a deplasat într-un supermarket, a luat sticlele cu alcool, le-a băgat în haină și a plecat. S-a întâmplat luni seară când polițiștii făgărășeni au fost sesizați de către angajații unui supermarket din municipiu cu privire la faptul că un tânăr de 35 de ani a sustras băuturi din incinta societății. Făgărășanul voia să plece cu 3 sticle de coniac de 700 de mililitri fiecare, pe care le-a ascuns sub haină încercând să părăsească unitatea. El a fost surprins la ieșirea din magazin de către agenții de pază. Prejudiciul a fost recuperat și predat reprezentanților unității. Cercetările în cauză sunt continuate de către polițiștii din cadrul Poliției Făgăraș sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.